mai bine? Mă lovește puternic. Să coborăm în primul bol. Cum ajung la 15 ani? Mai bine. Mai bine ca la 12? Mai bine ca la 13? Mai bine ca la 4 ani? Ofițerul de card mi-a spus că aici e o zonă în care sunt văzuți destul de des. Ar fi bine să nu fie aici când apar. Îi intimidez. Foarte multe speri pe Eugeniu-l știm pentru că este și la noi la teatru, dar vă spun felicitări din toată inima, de o mare sensibilitate, iar tema este într-adevăr tristă și dură pentru societatea de acum. Mulțumim, vă mai așteptăm! Așteptam la de efecte, deci nu a fost gândit eu și ce a scris, cine a scris, dar filmarea și ecranul și implicarea publicului este ceva extraordinar. Mai trăit așa ceva, a fost foarte intens. Da, să rămân cel puțin cu replica aceea. Moartea este, durează doar câteva clipe față de viață, care este infinită în comparație cu cele câteva clipe care se întâmplă moartea. Și vine mai multe lucruri, dar a fost foarte impresionant. Greu de exprimat în cuvinte ce am trăit aici. Felicitări pentru acele care au făcut posibil să un spectacol de o complexitate nu mai întâlnită. Pentru mine, care sunt obișnuită cu teatru, mama a lucrat în teatru și mai multe emoții s-au încălzit în mine astăzi. Mulțumesc! Un spectacol care m-a copleșit. Am rămas uimită de actori, interpretat superb, foarte talentați actorii de la Teatrul Elvira Codean din Târgu Jiu. O dramă care m-a impresionat, drama acestui copil care își dorește familia alături de el, un copil special, un copil cu probleme, un copil care îi înțelege foarte bine pe părinți și foarte atașat de tată, de mamă mai ales. Finalul m-a copleșit. Și jocul actorilor, scenariul, toate m-au uluit. Mulțumesc!
țin minte atunci pe puntea vaporului, în Mediterana. Și ție-ți seama? Mai țin minte atunci pe puntea vaporului, în Mediterana. Eram fericiți. Și ce s-a schimbat? Durerea și sunetele lor încă mă obsedează. Extrem de mult, chiar spectatorii de lângă mine au plâns și eu am lăcrimat, sufletul meu a vibrat, o atmosferă excepțională, niște actori care au livrat un text și au interpretat așa cum nu ne așteptam. Eu am citit piesa înainte și efectiv a fost impresionant, așa cum un copil poate ține părinții împreună din dragoste pentru ei atunci când părinții sunt separați și sunt străini de emoțiile copilului și în momentul în care îi doresc mai mult decât așteptările lor și ale oricărui părinte. Ne dorim un copil special și atunci când aceste așteptări sunt depășite, putem fi dezamăgiți, dar dragostea merge mai departe și rămânem uniți. Felicitări autorul, felicitări regizorul și așteptăm cât mai multe muncă. Vă mulțumesc!